Bună ziua, dragii mei prieteni! Mulțumesc tuturor celor care urmăriți canalul meu YouTube. Astăzi vom vorbi despre steaua de la Betleem, miracol sau coincidență astronomică. Este un subiect mult comentat, fierbinte, interesant și mai ales controversat, pentru că toți specialiștii în domeniu au emis diferite teorii despre această stea magică, dar niciuna dintre teorii nu a putut fi marcată ca și definitivă. Cum de până în acest secol nu s-a găsit încă o explicație plauzibilă și clară, bazată pe argumente și dovezi? Asta eu nu pot să știu. Înainte de a începe prezentarea, trebuie să vă reamintesc. Să vă adresez rugămintea să nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube și, în măsura în care vă place, să distribuiți materialul. M-ați ajuta foarte mult în proiectele mele. Să începem, dragii mei! Toată lumea știe ce a reprezentat steaua de la Betleem pe planul creștinismului. Aceasta este, de fapt, o denumire a astrului care a strălucit și a călăuzit pe cei trei magi la nașterea Domnului Isus, conform spuselor din Noul Testament. În popor, această stea mai este numită și Steaua Maicii Domnului sau Steaua Magilor, fiind o stea cu 8 colțuri. Povestea spune că această stea era în mișcare și traseul ei i-a condus pe cei trei magi de la răsărit exact la locul unde s-a născut Isus, cu mențiunea că atunci când traiectoria ei a ajuns deasupra ieslei în care dormea pruncul, ea s-a oprit, degajând o strălucire unică până la acea vreme, pentru a indica magilor locul exact unde trebuiau să ajungă. Această oprire a stelei a fost considerată unică și de neexplicat. O asemenea stea mișcătoare era un miracol în acea vreme. Iar în Babilon, orașul în care timp de secole zeci de învățați se dedicaseră analizării și interpretării fenomenelor cosmice, se căuta acum o explicație pentru miracolul de pe cer. Oricum, acela este momentul care a marcat nașterea Domnului Isus. Dar care este acel moment ca și dată? Se poate stabili cu precizie? Se pare că nu. Corelând indiciile furnizate de Evanghelie, adică steaua de la Betleem și moartea lui Irod cel Mare, cu cele oferite de dovezile antice, s-a ajuns la concluzia că anul 2 înainte de Hristos este foarte probabil anul în care a avut loc evenimentul și implicit anul în care s-a născut Iisus Hristos. Pe lângă acestea, cercetări din ultimii 10 de ani au lăsat ideea că misterioasa stea despre care vorbește evanghelistul Matei ar fi putut fi, de fapt, efectul creat de conjuncția planetelor Venus cu Jupiter și nu un OZN sau cometă, cum se crezuse înainte. La un simpozion ținut în anul 1980 la Observatorul Astronomic din Los Angeles, s-a discutat despre acest subiect, iar concluzia a fost aceea că nu este exclus ca misterioasa stea care să-i fi condus pe magi la Isus să fi fost de fapt o suprapunere pe bolta cerească a două planete. Cu ajutorul computerului s-a reușit simularea conjuncției acestea dintre două planete, petrecută în vara anului 2, înainte de Hristos. Iar rezultatul a fost extraordinar. Acest rezultat este o confirmare a faptului că evenimentul astronomic a fost real. Și prin analogie, în timpul acestui eveniment s-a născut Isus. Totuși,
trebuie să ținem cont și de cele afirmate de Evanghelia după Matei, care vorbește despre o stea, nu despre o planetă, denumirile acestora fiind destul de confuze la acea dată, reținându-se doar ca eveniment deosebit și unic până la acea vreme. Interesantă este abordarea despre taina stelei care a stat, adică s-a oprit din mers, exact deasupra locului unde era pruncul Isus. Magii au văzut steaua mișcătoare și au pornit în urma traseului lăsat de ea. Zile în șir au mers în urma ei, călăuzindu-se de strălucirea ei. Ea s-a oprit în loc exact acolo unde s-a născut Isus, spre a le arăta locul celor trei magi. Astfel, specialiștii s-au întrebat, care erau conjuncțiile astrale din acea zi? Cum de s-a putut produce un asemenea eveniment? În secolul XVII, un celebru astronom a emis o teorie extraordinară, spunând că de fapt a fost o conjuncție a planetelor Jupiter cu Saturn, infirmând teoria de mai devreme. Și evenimentul s-ar fi petrecut în anul 7 înainte de Hristos, în constelația Pești, peștele fiind semnul creștinității. Și vine întrebarea, care este data exactă a nașterii lui Isus? Anul 2 sau anul 7 înainte de Hristos? Pe de altă parte, un cercetător de la Observatorul din Los Angeles spune, conjuncția din anul 7 înainte de Hristos a indicat planeta regală Jupiter în constelația peștilor, care astrologic este legată de evrei. Pentru orice inițiat antic, cum erau și cei trei magi, această conjuncție este în mod evident un semn divin. Citez. Conjuncția dintre Jupiter și Saturn în anul 7 înainte de Hristos a jucat un rol important în avertizarea magilor. Chiar dacă nu se știe cu exactitate dacă a fost sau nu steaua de la Betlehem, afirmă profesorul. Se pare că numeroși istorici și astronomi au încercat să dezlege misterul stelei, sperând să pună astfel în concordanță informațiile din Evanghelie cu datele științifice, istorice și astronomice, în acest mod putând să stabilească cu exactitate și data nașterii Mântuitorului. Însă niciunul nu a rezolvat definitiv problema. Când s-a născut de fapt Isus? Pot să vă spun că până la acest moment cercetătorii au doar presupuneri și nu certitudini. Un indiciu important este moartea regelui Irod, care, conform tuturor scrierilor, a avut loc cu foarte puțină vreme după nașterea lui Isus, la puțin timp după o eclipsă de lună și înainte de sărbătoarea Paștelui evreiesc. Eclipsa de lună este un fenomen calculabil. Așa că, apelând la astronomie, cercetătorii au emis ipoteza drept an al nașterii Mântuitorului anul 5, înainte de Hristos, și nu anul 2 și nici anul 7. Pe de altă parte, Paștele evreiesc are loc în a 15-a zi de Nisan, adică a 7-a lună a calendarului evreiesc, care pică între 15 martie și 30 aprilie. Cu alte cuvinte, steaua de la Betlehem este o apariție miraculoasă și extrem de strălucitoare, care nu a fost observată nici de regele Irod și nici de populația Ierusalimului. Ea a fost observată doar de specialiștii astronomi ai vremii, adică cei trei magi. Pornind de la acest amănunt, în anul 1999, în cartea sa intitulată Steaua de la Betlehem, profesorul Mark Kidger formula pentru prima dată ipoteza că steaua de la Betlehem a fost efectul unui alt tip de explozie stelară, cunoscută drept Nova, apărută în constelația Șoimului. O nova ar putea avea strălucirea unei stele și, în plus,
ar putea da aparența că se mișcă, exact ca un meteorit, corespunzând informațiilor oferite de Evanghelie. Doar o astfel de nova ar fi putut să-i călăuzească pe cei trei astronomi antici, denumiți magii de la răsărit, în drumul lor din Persia în Iudeea. Mai mult, astronomii chinezi și coreeni au consemnat existența unei nove chiar în anul 5, înainte de Hristos, presupus de data aceasta anul real în care s-ar fi născut de fapt Domnul Mântuitor. Din punct de vedere științific, aceasta este cea mai plauzibilă explicație pe care oamenii de știință au oferit-o. Ceea ce este clar este că steaua de la Betleem este un adevărat miracol. Nu are o explicație științifică justificabilă și sfidează legile fizicii, întărind originea divină a lui Isus. Dragii mei, trebuie să vă mai spun că de curând a fost tradus un document extrem de important, care a stat timp de 250 de ani ascuns în arhivele Vaticanului, document numit Revelația Magilor, și care sugerează că magii erau câteva zeci, nu doar trei, și proveneau dintr-un ținut îndepărtat, probabil China. Traducerea documentului, datat secolul 8 și descoperit într-o mănăstire din Turcia, a fost făcută de un prestigios profesor de studii religioase din Statele Unite și arată că magilor le-au trebuit 2 ani să meargă pe calea arătată de stea și să ajungă la locul unde era Fecioara Maria și pruncul. Asta însemnând fie că Iisus Hristos nu era nou născut, ci avea vârsta de 2 ani când au ajuns ei acolo, ipoteză întărită și de varianta Evangheliei după Matei, care spune despre Irod că a ordonat să fie uciși toți pruncii mai mici de 2 ani, adică exact după timpul aflat de la magi, adică de la momentul când ei au văzut steaua de la răsărit, drumul lor, până au ajuns și s-au convins de nașterea Mântuitorului. Fie că varianta numărul 2, steaua de la răsărit a fost văzută ca un fel de avertizare a evenimentului cu 2 ani înainte de nașterea Mântuitorului, momentul când magii ajung la Betleem fiind exact momentul nașterii acestuia. Nici la acest subiect controversat nu s-a găsit un răspuns clar. Oricum, știți foarte bine că nici Biblia nu spune data exactă când s-a născut Mântuitorul. Din desene și scrieri, putem doar să presupunem anotimpul în care s-a născut. Respectiv, putem să observăm păstorii afară pe câmp, stând pe jos lângă oile lor, deci nu era nici frig și nici zăpadă. După cum spune versetul din Luca, în care se vorbește despre turmele de oi. Citez: păstorii trăiau sub cerul liber și făceau noaptea de strajă lângă turmele lor. Dar și data apropiată a recensământului lui Augustus, recensământ care nu se făcea iarna datorită distanțelor lungi pe care oamenii trebuiau să le parcurgă pentru a veni la înregistrare. Un alt element de referință este bazat pe nașterea lui Ioan Botezătorul. Elisabeta, mama lui Ioan, a fost în luna a 6-a de sarcină atunci când Iisus Hristos a fost conceput. Calculând, Ioan Botezătorul s-a născut cel mai târziu, în luna martie, deci adăugând 6 luni, ajungem la concluzia specialiștilor că Mântuitorul s-ar fi născut maxim în luna septembrie. Așa că, punând cap la cap toate aceste informații din Biblie, cercetătorii au decis, ca informație certă, că Domnul Iisus nu s-a născut iarna. Oricât de sensibil ar fi acest subiect, mai ales că urmează Crăciunul, este unanim recunoscut în lumea științifică și religioasă că Biserica Romano-Catolică a stabilit data de 25 decembrie ca nașterea a Domnului Isus din mai multe motive, cum ar fi legătura cu solstițiul de iarnă și Saturnalia,
un festival dedicat zeității romane Saturn. Prin alegerea acestei date pentru a sărbători ziua de naștere a lui Isus, biserica putea să cupleze Saturnalia cu sărbătorile de iarnă ale altor religii. Conform acestei teorii, în timpul domniei împăratului Constantin, scriitorii creștini au asimilat această sărbătoare ca ziua de naștere a lui Isus, asociind-o cu soarele neprihănirii. Ideea că Isus ar fi născut pe 25 decembrie a fost introdusă de biserică în secolul al IV-lea, sub domnia lui Constantin cel Mare, pentru a înlocui o sărbătoare păgână celebrată pe acea dată. Astfel, Enciclopedia Britannica ne spune că a fost aleasă această dată pentru ca ea să coincidă cu sărbătoarea romană păgână a nașterii Soarelui Invincibil, ținută cu ocazia solstițiului de iarnă. Potrivit cu The Enciclopedia Americană, mulți erudiți cred că s-a ales această dată pentru ca păgânii convertiți să se simtă mai atras de creștinism. Aceeași teorie o susține și Papa Benedict al VI-lea, în cartea sa intitulată Iisus din Nazaret și copilăria sa, care sub o formă mai voalată și mai delicată recunoaștere că noi ca și creștini avem un calendar greșit calculat și că cele patru evanghelii au pasaje contradictorii despre elementele ce pot duce la determinarea datei nașterii lui Iisus. Acum, întorcându-ne la steaua călăuzitoare de la Betlehem, o altă ipoteză discutată de către cercetători a fost aceea că dacă luăm în considerare îmbrăcămintea celor trei magi, adică ce se observă în desene și scrierile din Evanghelie, se constată că aceștia erau persani. Deci, au pornit pe drumul lăsat de steaua strălucitoare din Persia și au avut de mers doar 12 zile până la Betlehem. Dar, pentru a ajunge la Betlehem, magii au fost nevoiți să călătorească spre sud de Ierusalim, urmărind steaua din est, care mergea înaintea lor, așa cum scrie Apostolul Matei în Biblie. Dar, cum poate o stea din est să ghideze magii spre sud? Este contra legilor fizicii. Așadar, dacă cei trei magi erau ghidați de steaua de la est, ar fi trebuit să ajungă în est. Nici o stea nu face acest lucru, nici o planetă, nici o cometă, supernovă, nici o conjuncție sau orice alt fenomen astronomic cunoscut. Și iarăși, ajungem la elementul miracol al acestei stele călăuzitoare, miracol nedescifrat până la acest moment. După cum vedeți, dragii mei, sunt nenumărate ipoteze, toate bazate fie pe scrierile din Evanghelie, fie pe cercetări științifice și astronomice, dar niciuna din acestea nu poate fi acreditată ca cea adevărată. Adică ne-au trebuit secole de dezvoltare, cercetare, modernizare și tot nu suntem pregătiți să explicăm fenomenul stelei de la Betlehem sau data exactă a nașterii lui Isus. Trebuie să știți, dragii mei prieteni, că în acest material eu nu emit păreri personale, ci doar am concentrat în câteva pagini toate teoriile specialiștilor și oamenilor de știință avizați în acest domeniu, inclusiv pasaje din Biblie. Așa că pentru cei care nu agrează concluziile profesorilor în religie sau astronomilor, tuturor celor care nu agrează aceste teorii științifice, nu uitați că eu doar vă informez, vă expun o partitură științifică și trebuie să vă reamintesc o replică celebră dintr-un film american care spune: nu trageți în pianist, adică nu omorâți mesagerul, dragii mei prieteni. Pe final, vă pup, dragii mei, și sper ca sărbătorile să vă aducă multă bucurie și pace în suflet, alături de tradiționalul Crăciun fericit!